Bun găsit, dragii noștri, din nou la Ruralia. Astăzi ne găsim în vizită în comuna Poenari, la domnul primar Vasile Emil Dascălu. Bine v-am găsit, domnule primar. Bine ați venit. Acum, la început de an, comuna Poenari, o comună frumoasă și împodobită de zăpada căzută în ultimele zile. Cum stau lucrurile acum? Pentru că trebuie să intrăm în subiect și intrăm cu ce este mai arzător. Perioada aceasta și campania de vaccinare, cum se derulează la nivelul comunei dumneavoastră? Nu se derulează prea bine. Deoarece... Sau care sunt premisele pentru desfășurarea ei? Ce fac oamenii? Am înțeles că este o situație oamenii, mai delicată. Majoritatea o să, cred că doresc să vaccineze, dar o problemă este delicată. Centrul de vaccinare este, după adresa care mi-a fost trimisă, este la Oniceni. Foarte greu de ajuns pentru cei din Poenari, chiar Pâncești. Peste mână, cum se spune. Foarte peste mână, deci nu avem nicio legătură, niciun autobuz. Nu știu cine au gândit organizarea asta. Cu toate că noi avem și centru de permanență și dispensar modern, dotat, și o vedeam cel mai bine să, ca doctorul de familie să gestioneze toată problema asta de vaccinare. Și, dar sunt lideri care nu știu cum o gândesc. Da, eu zic că nu e ok și n-o să fie dusă la finalitate. Pentru că avem mulți bătrâni care nu o să ajungă niciodată, nu o să poată ajunge acolo niciodată. Sunt destul de multe voci care contestă această decizie ca noile centre de vaccinare să nu fie organizate în incinta centrelor de permanență, a cabinetelor medicale. Nu știu de ce au gândit așa, pentru că la sate să merge la control la medicul de familie și medicul de familie ar fi știut mult mai bine cel care are alergie, cel care merită neapărat, adică trebuie neapărat să facă acel vaccin și ar fi fost mult mai ok ca să gestioneze medicul de familie, să fie plătit pentru că este privat, să fie plătit de către stat și el să facă vaccinarea în zonele respective. Nu știu de ce au dat deoparte dispensarele medicale din zone, că vezi, doamne, trebuie separat făcut lucrul ăsta și de altcineva. Nu, eu zic că organizarea nu este prea bună. Prea bine gândită, să zic la fel. Dumneavoastră ați fost contactat de către cei de la DSP sau de la ISU? Nu am fost contactat, mi s-au trimis o adresă de la ISU, prin care ne s-a adus la cunoștință că centrul de vaccinare este la Oniceni. Doar atât, am luat legătura cu domnul inspector șef, i-am adus la cunoștință problema, acum am rămas să vorbească și dânsul cu DSP-ul, să vadă ce soluții găsesc, pentru că măcar dacă ne-ar fi dus la Roman, că avem drumul național, autobuzii, da, o legătură o mult mai bună de cu Romanul decât cu Oniceni. E peste mână și sigur, nu e în regulă. Practic ar trebui cumva din drumul național spre Vaslui să intrați în comuna Bozieni. Exact, și exact. Dar nu există Oniceni. Un mijloc de transport, o firmă care să facă transportul în zona aia. Cu ce merg bătrânii? Nu-i putem înghesui într-o mașină să-i ducem acolo. Ce facem? Îmbolnăvim mai rău decât sunt sau... Sigur, nu e în regulă. Sunt condiții drastice și la transport. Transport, exact, exact. Nu aveți cum eventual să puneți dumneavoastră la dispoziție un mijloc de transport. Nici n-au venit să ne întrebe măcar că putem să puteam să organizez. Am căminul cultural amenajam cumva și făceam un centru zonal, pentru o zonă mai mică, da, ca să găsească spațiu, găsea spațiu, dar nu vine nimeni să mă întrebe și bani pentru dotare. Bineînțeles. Făceam cumva, ca să fie bine pentru toată lumea, că mi-e milă de bătrân să-i duc la Oniceni, dar n-am cu ce să-i duc. Și nu cred că o să reușesc vreodată să fac lucrul ăsta. Deci se prefigurează cumva, pentru că localitatea Poenari nu este un caz singular. Sunt atâtea cazuri similare. Și în țară sunt suficiente. Ar putea fi un factor care să contribuie la un procent mic de vaccinare în această fază a doua? Sigur. Această organizare în mediul rural a centrelor de vaccinare, dacă ar fi să le transmiteți ceva celor care iau asemenea decizii, ce le-ați transmite? Este prea târziu să se mai facă ceva? Nu este prea târziu. Trebuie să aibă o nouă viziune și să gândească că pentru bătrânii din rural e foarte greu ca să se deplaseze în
e în locuri la 10 de kilometri. Mai ales iarna. Și mai ales iarna, da. Condițiile. Da, și atunci aceste... nu o să aibă rezultate sub nicio formă. Da. Populația din comuna dumneavoastră, așa, ca și categorie de vârstă, cum este? Tânără? Peste 75 de ani avem undeva la 15%. Și după care urmează celelalte categorii, undeva la sub între 50 și 75 e grosul, 40 ceva, și restul e partea de tineret. Da. Dintr-o populație totală? De 1670 de locuitori. Noi am fost comuna mare cu Pânceștiul, deci Poiana ne-a... Da, da, da. Și ne-am rupt în două și acum suntem de fapt, două Pânceștiul, mai mici. Pânceștiul s-a rupt de Poienari. Nu e bine să zic, noi am împărțit o sărăcie mare în două sărăcii mai mici. Asta e, că n-am putut nici să absorbim fonduri europene, trebuie să ne descurcăm cu fonduri guvernamentale, da, cu fonduri locale, care sunt destul de mici, dar ne-am descurcat, am făcut, avem... Ce criteriu nu îndeplineați de număr de locuitori? Nu câștigam puncte conform ghidurile, da, care erau acolo, așa, deci populația echivalentă era undeva la 2400. Am adus toate firmele de consultanță, Alba Iulia, București, Brașov, din 2008 am încercat orice s-a putut. Am contactat firme de consultanță din Alba Iulia, București, Brașov și n-am putut să-mi permit să le plătesc să-mi facă proiectare și consultanță, pentru că eu am vrut să merg la primirea finanțării, da, asemnarea contractului, și atunci toți mi-au refuzat și toți mi-au spus că nu câștigăm, nu îndeplinim punctajul respectiv și pierdem proiectul. Și atunci au trebuit să renunț. Și vedeți, Doamne, că... Atât dumneavoastră cât și Pânceștiul ați rămas la fondurile din teritoriu. Teritoriu și guvernamentale. Și am descurcat și am bătut drumurile peste tot, și inclusiv București, și am reușit. Înființarea Apă și Canal, care l-am dus la sfârșit, avem inclusiv recepția finală. Da. Am extindere de Apă și Canal, care 85% este deja făcută. Sunt funcționale? Nu sunt încă funcționale, pentru că o să trebuiască să o predăm la Apa Vital Iași. Suntem asociați cu cei de la Apa Vital. Facem demersurile acum și o să predăm toată instalația. Da, ce soluție a fost găsită din punct de vedere tehnic pentru alimentarea cu apă? Puțuri sau... Puțuri forate la mare adâncime. Aveți în zona resurse de apă? Sunt, deja sunt făcute și chiar am reușit, în urma studiului făcut de o firmă de la Bacău, am și depistat zona unde există apă și avem apa suficientă pentru chiar, cred că și pentru o altă comună. Da. Și pe partea de epurare? Pe partea de epurare avem stație de epurare proprie de la prima investiție, iar acum am luat o hotărâre de Consiliu Local și le dăm acceptul și comunei Pâncești ca să vină în stația noastră de epurare și să poată funcționa la capacitate. Că altfel o stație, dacă nu are ce-i trebuie, nu merge, nu funcționează cum trebuie și nu este avem o problemă. Nu este eficient. Nu, dar nu cu parametri și atunci avem o mare problemă. Și atunci am acceptat cererea domnului primar și Consiliul Local a aprobat și ei vin și ei... Veți face împreună acest lucru. Da. Câte gospodării vor beneficia de apă și canalizare? Noi avem la astăzi, sunt branșamente făcute, în jur de 250 de branșamente din 1000 de locuințe. Deci deja sunt 250, da, care, deci, da, un sfert din populație dorește lucrul ăsta, deocamdată. Da, și se estimează cam cât ar fi costurile pentru un metru cub de apă, pentru canalizare, cam cât prețurile populația? Vor fi prețurile apa vitalului? Apa vitalului, da. Cred că undeva la 10 lei, 11 lei pe aici erau, dar știți că astea fluctuează, nu putem ști exact cât sunt. Și în contractul pe care îl veți face cu Apa Vital veți negocia și alte facilități, eu știu, pentru întreținere, pentru mentenanță din partea lor, pentru rețele? Dar noi predăm, deci asta e procedura legală. Noi punem în practică proiectul, da, îl finalizăm,
după care suntem obligați să-l predăm unui firme, unui operator, și după aia noi, ei gestionează toată instalația. Noi nu mai avem nimic decât să le plătim banii pe ce consumăm. Sigur, proiectul a fost făcut pe primărie în beneficiul cetățenilor și până la urmă rămâne relația dintre cetățean ca și client. Exact. Și da, așa apa este. Ca și apa vitală. Apa vitală, da. Ca și operator. Da. Pentru că această companie a venit... Noi am fi vrut să o gestionăm noi. Că știți cum e proverbul românului, eu țin vaca și o mulge altul. Da. Dar nu avem nicio posibilitate. Trebuie o firmă pe lângă primărie să facă toată... Sau nu se poate cumva printr-o direcție sau un serviciu în primărie? Este foarte greu și nu. Suntem prea mici ca să ne putem permite așa ceva. Nu. Da. Referitor la PNDL... Pentru anul acesta ați fost prinși în sumele anunțate? Da, deci avem ultima tranșă. O singură problemă avem cu proiectul ăsta. Cred că ați aflat, există ordonanța 114, prin care au mărit valoarea la manoperă. Asta da. S-a întâmplat acum un an de zile. Deci noi avem un proiect de 2 milioane și 100.000 de euro, vorbim de extindere de apă și canal, iar din această valoare, din cauza ordonanței 114, ne-a revenit nouă să plătim undeva la 12 miliarde vechi care trebuie să le punem din bugetul local și avem o mare problemă din cauza asta, pentru că noi bugetul local îl avem pe un an de zile, are o valoare de 14 miliarde vechi. Deci chiar dacă vă dați seama că aproape tot bugetul pe un an de zile trebuie să plătesc firmei care trebuie să încheie lucrările și da, iată, o să vedem. O să cumva facem un alt de serviciu, să spunem așa, da, al fragmentării administrativ-teritoriale, exact, care s-a produs cu plecarea Pânceștiului. Dar, pe de altă parte, în ceea ce privește fundurile, mai există și varianta aceasta a grupurilor de acțiune locală. Avem un proiect și pe grupul de acțiune locală, dar e un proiect de curs. Da, avem, noi suntem pe grupul de acțiune locală Elena Doamna, în care fac cu parte. Cine? Cu Bozieniu, Valea Ursului, ăstea de la Oniceni, Pânceștiu, nu mai dețin toate locuri. Sunt da? Vreo 8 localități. Horia. Și am reușit să luăm 115.000 de euro și avem un proiect, un kilometru de asfalt în satul Săcăleni, care este terminat și facem recepția finală și trebuie să decontăm ultimii bani. Avem dotare cămin cultural, care deja implementat, dar datorită pandemiei nu putem să aducem oamenii să și folosească ceea ce am cumpărat, deci din ceea ce am cumpărat să poată fi folosit de către populație. Care mai este situația referitoare la satul Săcăleni? Știm că este cumva mai izolat de zona drumului național și mai apropiat cumva de comuna Bozieni, practic, lipit. Așa este, dar este drumul Cireșului care face legătura. Este drumul Cireșului, da. Sau, și acolo erau discuții drumul de comunal de C81. Așa e clasificat. Da, da. Noi acum vrem să legăm Săcăleniu prin calea, așa zisă calea neagră, acum e da, clasificat în DC199. Avem și un proiect care l-am demarat, l-am depus la Ministerul Dezvoltării. Am fost pe ordinul de ministru, a căzut guvernul, deci lucrul ăsta l-am făcut, cred că e a cincea oară când îl fac, nu știu, parcă e un ghinion. Dar l-am turnat deja asfaltul prin sat, prima parte asfaltul, deci partea de binder, l-am turnat din fondurile locale. Mai am o datorie la firma care a câștigat licitația, dar sper, acum am luat o legătură cu o firmă de consultanță să-l depun din nou și poate de data asta pe fonduri europene, sper că am înțeles că ghidurile s-au schimbat și le dă voie și la cei mai mici să câștige puncte, da, adică să poată să primească finanțare. Și atunci o să poate avem noroc să legă și Săcăleniu de comună, că pe partea asta unde pe drum, așa zis, calea neagră, sunt 2,3 km până în satul Săcăleni. Iar pe partea asta la altă sunt 90 km. De la ieșirea din Poenar spre Crești. Spre Crești, da. L-am pietrit, l-am modernizat acum câțiva ani.
și se poate circula și pe acolo, că nu se putea circula până acum. Da, era desfundat, era un șleau. Aș vrea să căleniu să, deci să termin cu asfaltul și să le pun și apă și canal. Și atunci și ei în rândul oamenilor civilizați. Da. Oricum, și zona geografică este de așa natură, satele sunt răsfirate. Așa este, dar e o zonă frumoasă acolo, o zonă liniștită, sigur, nepoluată. Da, v-ați gândit, eu știu, pentru anii care vin, probabil că și pandemia asta ne va mai da voie să mai respirăm, cum se spune, să faceți ceva pentru a fructifica potențialul turistic al zonei? Mai aici nu prea avem cu ce valorifica. Noi m-am gândit cu preotul de aici, din localitate, să protejăm un pic bătrânii. Că vedeți, tineretul cam pleacă peste tot în lume și bătrânii rămân singuri acasă. Am discutat cu părintele deja și-a făcut o firmă non-profit, da, prin episcopia din zonă. Noi o să fim asociați și Consiliul Județean la fel și să facem un așa zis azil de bătrâni. Avem și terenul, avem tot ce trebuie. În ce zonă? În zona Poena, la biserica de aici. Vrem să facem un așezământ destul de mare, cu undeva la 50 de locații, de locuri pentru bătrâni și să fie dotat cu tot ce trebuie. Sală de fitness, de recreere și așa mai departe, cu de tratamente și tot ce trebuie. Pe fonduri europene. Da. Și să fie un așezământ destinat exclusiv... Nu neapărat celor de la Poenari. Nu neapărat. Nu neapărat. Și condițiile pentru ca o persoană să beneficieze de servicii de îngrijire într-un asemenea azil, cam care ar fi? Deocamdată nu putem... Va fi sigur, de către... sigur va fi, că acolo unde nu reușesc să aibă banii pentru, dacă nu reușesc, o să venim noi cu partea de cofinanțare din partea asta la altă, de la Consiliul Local sau de la Consiliul Județean sau de la firmii private. O să fie mai mulți asociați acolo și o să gândim cumva ca să fie bine. Că sigur o să fie și persoane care nu o să poată îndeplini, nu o să aibă pensia necesară ca să ajungă acolo, dar îi putem ajuta și pe cele persoane. Dar cum stați din punctul de vedere al cazurilor sociale? Stăm bine aici. Stăm bine. Noi aveți? La ajutorul, la 416, avem 14 oameni, atât avem. Păi, cam asta am observat că este tendința cam peste tot în mediul rural. A devenit acum o rușine, da, chiar să fii beneficiar al... Da, și eu chiar îi folosesc. Mie îmi pare rău că am prea puțin, că am lucruri multe de făcut. De făcut curățenii, de adus lemne, pe la școală, pe la primărie, pe... Când n-ai cu ce face treaba, e greu. Nu se termină niciodată. Niciodată, da. Niciodată. Aici, la dumneavoastră, instituțiile publice din Poenari sunt încălzite toate cu lemne. Da. Nu aveți o posibilitate de aducțiune a gazului metan. Deocamdată nu. Am studiat problema, am discutat cu am avut o întâlnire la Roma Metropolitan și am discutat cu cei de la gaz. Și dânsii au spus, domnule, deocamdată magistrala o să trebuiască să ajungă la Marmureni. Da, o să ajungă prima dată la Marmureni aici, la Uniceni, după care ne gândim și pe zona noastră. Nu putem să facem noi magistrală. Noi putem să aducem, să facem distribuția la străzi. Mai ales că este și cam capăt de linie de aici. Asta pot să o spună cineva în campanie electorală, dar real e greu de realizat. Da. Fiind vorba și de o comună de la marginea județului, după dumneavoastră este Vaslui, nu chiar Vaslui, este Creieștiu, care aparține comunei Bozieni și păi Vaslui, da, așa este. Sunteți la margine de județ. Referitor la infrastructură, ați mai reușit să reabilitați din drumurile sătești, drumurile comunale cu eforturi proprii? Aveți un utilaj, ceva? Avem utilaj, avem un buldo-excavator, avem un tractor cu lamă. Am reușit, dar vedeți, trebuie să faci treaba ca un gospodar. Am început să săpăm pentru apă și canal. Da. Deci
urmează ca după ce se lasă săpătura să reușim să modernizăm. Ele au fost modernizate cât de cât, dar n-am putut să ne gândim spre, la asfalt pentru că trebuiau sparte din nou. Și atunci, având bani puțini, nu îți permiți lucrul ăsta să azi să faci, mâine să spargi. Dar când estimați că vor fi încheiate lucrările pentru... Pentru apă și canal? Da. Eu zic că în luna august vreau să fac predarea către Apa Vital. Deci noi suntem, deci chiar firma, sunt foarte mulțumit de firma care a câștigat licitația, pentru că într-un timp, într-un timp record au reușit, deci un record de, contractul este pe 2 ani, da, dar acum au astăzi au 10 luni și deja au 95% din lucrare executată. Da. Pe parte de infrastructură, mai aveți ceva investiții la școli? Da, la școli. Avem proiectele care sunt depuse pe CNI, sunt deja depuse. Acum așteptăm să vedem verificarea proiectării și dacă sunt probleme să remediem și să semnăm contractele. Ce de finanțare să faceți? Reabilitare? Cap-coadă, deci tot. De la fundație până la acoperiș. Că avem o mare problemă la școala numărul 2, corpul B din Poianare, acoperișul tind de scadă, e un acoperiș de 60 de ani, internită. Păi se spune că e mai ușor să construiești de nou decât să... De acord, dar nu rămână, deci în urma proiectului nu rămân decât pereții. Și acei pereți o să fie consolidați prin diferite... Și în ce măsură tehnologii aveți siguranța acestor fonduri? Sunt bătute în cuie? Am înțeles că sunt prioritare școlile. Inclusiv dotări avem la ele. Deci, da. Program complet. Program complet, da. Încălzirii, da. Cu cuplare la apă, la canal, la tot. Deci eu zic că dacă reușim o să fie extraordinar de bine. Dacă tot vorbim de școli, cum se descurcă învățământul online? Nu atât de bine. Din ce cauză? Nu atât de bine, semnalul? Pentru că semnalul este semnal cum este. Numai o parte din copii au primit tablete pentru că așa le-au dat guvernul. Noi ce am reușit, deci nu avem buget și având cofinanțări și nu mi-am permis ca să cumpăr, că toate firmele au venit și au zis, domnule, da, veți primi bani înapoi din fonduri europene, dar prima dată trebuie să-i puneți dumneavoastră și vă dați seama că noi n-am avut. Noi anul ăsta am încheiat exercițiul bugetar cu zero. Deci, adică am cheltuit tot, n-am un leu, nu ne-a rămas. Am rămas cu arierate. Avem câteva facturi care nu le-am putut plăti. Da, pentru că mai avem puține momente până la finalul acestei emisiuni, vreau să vă întreb... Așa, pentru sufletul dumneavoastră și al locuitorilor comunei Poenar, ce vă doriți pe anul acesta, pe 2021? Care ar fi ideea principală pe care marșați? Să reușesc să închei ce am început și să pot începe alte investiții pe care să le duc la capăt cât mai repede. Și cu siguranță să scăpăm de această pandemie. Și cu siguranță să scăpăm de această pandemie care ne încurcă mult. Ne încurcă mult, da. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit la Ruralia alături de domnul primar Vasile Emil Dascălu din Poenari. Până la următoarea noastră întâlnire, toate cele bune! Mulțumim mult!